Povestea începe cam acum vreo 20 de ani. Un pic mai bine decât când am început, de când am început să fiu atras și să ascult muzici rurale. A fost o întâmplare. Fiind de liceu, o profesoară ne-a îndrumat să mergem către biblioteca Mihail Sadoveanu să luăm lectura obligatorie, ca să zic așa, cărțile pe care trebuia să le citim acasă. Și am fost și biblioteca Mihail Sadoveanu avea și discuri, LP-uri. Eu aveam acasă pick-up. Și am început să iau din discuri de acolo, din curiozitate, inclusiv muzică clasică, jazz, am început să ascultam multă muzică în liceu, de toate, rock, ca toată lumea. Dar din curiozitate, dintr-un moft, am început să iau din celelalte discuri și să ascult acasă mereu și discuri. Unele m-au plictisit, să zicem, Mozart sau clasicism, așa, nu am avut niciodată o foarte mare, să zic, atracție către muzica clasică, ceea ce numim noi termenul restrâns, clasicism romantic de secolul XIX, foarte greu. Deci ori până la Bach, până la baroc, ori de la moderniști încoace, să zic. Altele mi-au plăcut foarte mult, de pildă Enescu, și de la care nu am ascultat atunci neapărat Rapsodie, dar mi-au plăcut foarte mult compozițiile lui în caracter popular românesc, Da, Sonata a Sonata treia a treia. și Impresiile din Impresiile din copilărie. copilărie, da. L-am ascultat cu foarte mare pasiune, ca să zic așa. Și printre aceste, toate acestea, ca să ajung la subiect, printre toate aceste discuri erau și discuri de muzici tradiționale. Unele mediatizate, ca să zic așa, adică înregistrări electrocor cu ansamblu folclorice, dar am descoperit și un fluieraș care mi-a plăcut foarte mult, Marin Kisser se chema el, și mi-a plăcut mai ales sunetul cavalului, asta a fost prima dragoste, și am început să înregistrez pe discuri, să selectez piesele de caval, erau pe fiecare disc de fluieraș, erau câte 3-4 la caval. Și mi-am făcut o casetă care era numai caval, în continuu, și aia a fost cumva topul pentru mine o perioadă. Și pe lângă acestea erau chiar și înregistrări făcute de cercetători de la Institutul de Etnografie și Folclor, publicate pe discuri destul de puține în perioada comunistă, unele publicate de Tiberiu Alexandru și Emilia Comișel. Și acele înregistrări chiar m-au fascinat și le-am ascultat foarte mult, o perioadă lungă, așa nu mai știu cum să spun, dar oricum, Da. aia era, dimineață până seara. Și mai târziu am descoperit și casetele erau atunci pe care le publica Muzeul Țăranului Român, doamna Speranța Rădulescu. Și am început să fiu ascultător în primul rând, nu muzician. Am fost multă vreme ascultător. Și muzician am devenit, nu știu cum, sau îmi plăcea și am zis să învăț să cânt. Și am început cu fluierul de la zero, la 20 de ani. De la Melmel Pocotobelc și de la lucruri foarte, foarte simple. Dar în o activitate de care nu mă plictiseam niciodată, adică eu niciodată n-am fost să stau, nu știu, 4 ore să cânt și să zic gata, ajunge, domnul încolo. Nu, tot, poate că aș mai fi stat, trebuia să, și cum viața la 20 de ani te ia cu foarte multe lucruri de făcut, nu e ca la 10, niciodată n-am avut timp să repet, să zic gata, ajunge, m-am săturat, nu mai vreau să mai fac asta. Deși am stat și am cântat foarte, foarte ani, câțiva ani, mulți ani, au fost cu multă muzică, cântând mult la fluier și pe urmă și la celelalte Da, instrumente. fetele se uitau la tine când începeai să scoți fluierul, că totuși era, lumea era cu chitara, cerai lumea cu chitara, nu cu... Măcar una s-a uitat, nevasta mea. Din punctul ăsta de vedere... Adică nu cred că erai foarte popular cu fluierul ieșind prin... Când am... Așa, prin studenție, părea așa, e ceva exotic.